Modératrice Emilia Ivankou, j'aimerais savoir s'il y a des questions ici sur place ou sur Teams, ou si Madame Radler, qui modérait également, pourrait ajouter quelque chose. Oui, s'il y a des commentaires ou des questions sur la présentation. J'avais mică întrebare pentru Iosefina. Te întorci la cercetarea pe teren? Intenționezi lucrul acesta? Nu știu dacă o să reușesc să chiar să mă întorc, cel puțin la nivel vizual și grafic, ca să spun așa. Am intrat în contact cu acest domn care se ocupă de acest festival și mă interesează să pot să urmăresc evoluția acestui festival, pentru că este de fapt extrem de interesant și modul în care l-a pus el în practică. El a pornit de la o mică, cum spune el, la un băut de vin, noapte de sânziene cu prietenii, în care fiecare depăneau niște povești despre ce își aduceau ei aminte. Și după aceea l-au transformat în ceva care pentru mine, cum să spun, pare chicios, dar în același timp mi-arată foarte clar o apetență pentru participarea la asemenea festivități. Adică nu înseamnă că dacă nu se mai păstrează elementele esențiale sau, mă rog, cu care suntem noi obișnuiți în ceea ce privește ritualul, el nu poate să se schimbe, pentru că nevoile societale sunt în schimbare. Și atunci, uite că el a reușit să facă acest festival pe care l-a și înregistrat, l-a făcut marcă înregistrată, fiind de meserie avocat, are alte instrumente de protejare și da, anul acesta a fost a 8-a ediție. Ceea ce a reușit este să aducă foarte mulți oameni din diverse țări, diverse județe și pe lângă partea aceea de festivism clar pe care, în care se alege sânziana, în care se fac tot felul de dansuri și mai departe, are din punctul meu de vedere plusul prin faptul că are un plus acest festival prin faptul că cei care se prezintă reușesc să descopere, da? Deci fac ei propriile lor cercetări de teren micuțe și aduc ei la lumină multe dintre poveștile care păreau uitate. Și acest lucru mi se pare extrem de interesant. Și atunci cred că ar merita o asemenea cercetare din această nouă perspectivă a omului care consumă un astfel de ritual, mai ales că acum, așa cum am spus, se suprapune cu acest festivism al celebrării Iei, care la fel poate avea diverse conotații la nivel ritualic. Deci, am rămas surprinsă când am făcut ultimele cercetări, mă rog, virtuale le-am făcut, am avut destul de multă vreme în cei 2 ani de COVID, și m-am gândit că aș putea să lucrez în continuare, revelând o altfel de dimensiune. Sper să și reușesc să o pun în practică. Mulțumesc pentru întrebare. Sper că am răspuns. Mulțumim foarte mult. Je ne sais pas quoi langue. Je dois parler. Entre les trois langues, c'est un peu difficile. Maintenant, s'il y n'est pas une autre question, je propose qu'Emilia peut commencer la session suivante, oui? Oui. Nous remercions tous les collègues pour leur effort et pour le temps. Merci. Mulțumim și noi tare mult și pentru prezentări și prezență. Acum vom trece la ultima secțiune din această conferință pe care Alice tocmai ne-a făcut-o oarecum cadou.